Excelență, cum o cheamă, Filip. Dar Filip nu-i suspendat din funcție, parcă candidează. Nu știu, spate. Eu mă duc să-i spun să au drept că eu i-am dat de asta. Cum s-a spus, i-am scris cerere, să facă liceuri. Să facă de asta. Piste la orice autogar. Pentru asta vii la guvern să-i ceri toalete și piste ciclabile? Dar ce vrei? Credeam că vrei vreo pomană ceva. Bani pentru dinți, bani pentru drumuri, că am îmblat o vară. Și nu ți-o dat la Hotniuc? Nu da nimic. Ai noroc că la guvern a făcut rampă de acces. Greit că băiatul acela de el e ocupat. Așa și chiar încuiet sau doar așa pus un zăvor. Și folos. A? Abdea mai fost, știi care e regula pe aici, da? Am apăsat și de acolo, am grăit și colegul dumitale și nici o reacție. Nu ne-am mescat. Responsabil chemată. Sunt delegații străine și de atâta sunt atenții la oameni. Că dacă nu erau delegații străine, atâta te mai băgau în seamă. Nu suntem străini și cu slabori. Clădire sovietică adaptată. Da, e că este un buton aici. Și sus este altul ca să cobori. Dar tare serioasă la guvern. Nu e nici un buton. Te băgat în cușcă și șez. E normal. Aici e chei. Și dacă ai scăpat chei jos, abdamul, odihnește-te. Și mi s-o gândit să fac așa. Mi s-o gândit tare bine. A mai venit un specialist. Nu pot lămuri cum merge liftul ăsta. Acolo sunt camerele, nu sunt butoanele. Crește în Moldova până se prăbușește. Ginecu a avut grijă, spune lui Nini, să vadă clădirea frumos. Dar de accesul persoanelor cu nevoi speciale nu prea s-au gândit. Adică s-au gândit, e formal o făcut, dar e că nu merge treaba. Stai în cușcă și aștepți. Încă un specialist a venit. Tot cu cheie. Ea ca e unde a răscuns butonul. Ieri ai fost, dar nu te-ai uitat.
Erai cu spatele și ieri, cred, și n-ai văzut unde-s butoanele, eu? Da? Nu, eu nu m-am atent deloc, că am dat m-am atenuat, mi-a spus că eu l-am spus. Nu, dar butoanele și n-ai văzut unde-s? Nu am treabă, eu sunt om. De acord. Ei, dar să-i ajuți, puteai să le spui unde e butonul. Să nu orbe căiască băiatul și ala. Hai să vezi cum îți deschid ușile în fața mea tare. Înseamnă că ești boier. Te-ai recunoscut. Opa, și s-a închis la loc. Cu spatele mai ușor?
Moisei Gheorghe Gulae. Și 3 minute și la dânsul în cabinet. Azi numai el cu pomponierile. Eu să-mi întreb, eu i-am spus, spunea surferele la orice gară de autocar, de autocar din țară, să facă încălzire, să facă piste, să facă liceuri pentru invalide. O ce pot, strânge bani pentru alegeri, da? Ia alegeri, da? România se creie de țara mamă. N-auzi la nimeni, bună dimineața, bună ziua! Dar bani strâmbi,